Și acum, după ani de la debut, admirăm la Radu Șerban profesionalismul său, spontaneitatea și firescul ce însoțesc fiecare cântec al său. Marea vibrație lirică a melodiilor lui Radu Șerban, cântecele sale simple, calde și sincere, au fost și sunt îndrăgite de miile de iubitori ai acestui gen. Lina Cătălină, Un minut, Un cântec de dragoste, La un pas de fericire, Un trecător, sunt câteva din șlagărele lui Radu Șerban. Mă simt obligat să fac o mărturisire de credință, un fel de crez profesional, ca să spun așa, în ce privește creația mea de muzică ușoară. Consider că împreună cu mulți alți colegi ai mei de generație, continuăm spiritul creației naționale în muzica ușoară, creație ale cărei baze au fost puse în mare măsură, în cea mai mare măsură, pot spune, de Ion Vasilescu. Îmbucurător este faptul că și tânăra generație de compozitori, mă refer la Marius Seicu, la Cristinoiu, la Mihai Constantinescu, la Marcel Dragomir și alții și alții, merg tot pe aceeași linie, adică consolidarea acestei școli de creație românească, lucru îmbucurător pentru toată lumea, bineînțeles. Darul lui Radu Șerban de a crea melodii de o mare generozitate, de a da discursului său muzical forța emoțională atât de necesară cântecului, sunt atribute prețioase oricărui compozitor. Și Radu Șerban, de-a lungul carierei sale, le-a demonstrat cu prisosință. Activitatea profesională am început-o prin anul 1950, deci deja sunt 24 de ani. Însă adevărata mea perioadă bună a început cam prin 1960, 1959-1960, și a fost marcată de apariția cântecului Un minut, care la timpul respectiv a făcut succes mare, foarte mare. O bună perioadă, cam până în 1968, am avut cântece care s-au bucurat de largă accesibilitate și cred că asta se datorează faptului că se adresau în mod direct gustului ascultătorilor din acea vreme. Seria este lungă, Prieten drag, Un trecător, Pomul cu vrăbii și altele și altele, mai târziu Strada. Din 1968 m-am ocupat mai puțin de muzică ușoară, m-am profilat în special pe muzică de film, activitate pe care o continui și astăzi. Sigur că muzica ușoară se adresează unui cerc foarte larg de ascultători.
Preponderent este însă tineretul, căreia ea îi se adresează întotdeauna în mod special. Lucrul ăsta trebuie să-l înțeleagă orice compozitor de muzică ușoară și eu fac toate eforturile ca să corespund gustului tineretului, nu numai trebuie să corespund, chiar într-un fel să contribui la educarea gustului, la ridicarea gustului. Pentru asta am scris în ultimii ani o serie de cântece mai speciale, unele mergând pe maniera folk, fără a fi folk propriu zis. Mă refer la Pasăre de apă, acum în ultima vreme am făcut pe un sonet al lui Eminescu, Sunt an la mijloc, un cântec pe care îl interpretează Sergiu Zagatan și mai nou, am înregistrat 4 piese care vor apărea curând pe un disc cu Adrian Romcescu, care este un interpret tânăr și foarte gustat de public.